ca să nu cadă în nepăsare timp este Domnul. Și voi vedea asupra lucrării mele, zice Domnul prin Duhul Sfânt, ca atâta timp cât voi găsi mijlocitori suflete care vor sta înaintea mea și vor chema numele meu, timp este Domnul. E vremea hotărârilor noi, poporule, să te întorci cu toată inima spre Cel ce viața, cu viață curată, ca să primești putere de care ai nevoie să treci biruitor, timp este Domnul. Pentru că unii au obosit și de unii nepăsare au cuprins, timp este Domnul. Îmi voi ridica mărturii noi, Fiu este Domnul. În mijlocul poporului meu voi trezi pe unii de care voi face să ardă pentru numele meu, Fiu este Domnul, și care vor mijloci înaintea mea. Iisus Hristos este Domnul. Ca lucrarea să meargă înainte, iar tu să te bucuri de ocrotire. Iisus Hristos este Domnul. Smerește-te și recunoaște-ți înfrângerea înaintea mea, ca să te nume printre cei pe care vreau să ardă înaintea mea pentru lucrarea mea. Fiu este Domnul, mijlocit și stând în veghere pentru lucrarea mea. Fiu este Domnul, pentru că vreau să mă duplec și să mă las înduplecat de rugăciunile pe care le-ai înălțat. Fiu este Domnul, și să capiți trecerea înaintea mea la timp, la vreme, și să nu te las încurcat, chiar dacă lucrările vor fi din ce în ce mai încurcate. Cel ce va sta lângă mine, lumina mea va călăuzi. Fiu este Domnul, și pașii Lui, manahobecri clapie vorbel, vor fi îndreptați pe cale cu toate piedicile și obstacolele care vor veni. Iisus Hristos este Domnul. Îți vorbesc în milă, poporule. Imahovilder. Dacă vei înțelege să iei lucrurile ca de dobru pe clive clare subrel cu toată ființa ta și cu toată sufletul tău, cu toată dorința ta să fie înaintea mea, Fiu este Domnul, te voi călăuzi. Dar dacă vei lua lucrurile ușor, să știi că cei care vor lua lucrurile ușor vor cădea într-o nepăsare totală. Iar vremea aceasta îi va prinde nepregătiți. Fiu este Domnul, zolofenime trida, hofenime. Voi întări pe Cel ce vreme această ziclatină, chiar prin unele încercări care le voi îngădui în familii, nu ca o nenorocire, ci ca să trezesc, să întorc. Iisus Hristos este Domnul, ca fiecare suflet să mă cheme. Iisus Hristos este Domnul și să trânjească de dor după mine. Viu este Domnul, amin. Să le fac de tine un zid care se forma din rugăciunile poporului. Dar în zidul acesta erau unele spărturi. Adică unii își făceau datoria înaintea Domnului mijlocii, dar unii stăteau așa nepăsători. Sub o formă de vlade, am mai văzut, am mai auzit din astea, dar unii insistenți așa că era zidul înalt de rugăciuni și zidul acela era o protecție pentru poporul Domnului. Și Duhul Sfânt spunea, pentru cei care stau nepăsători, Domnul îi va înlocui și va pune pe unii care vor arde pentru numele Domnului și pentru lucrarea de Domnului. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Cum s-o mai arătat pe ei un ciur care a început să ceară poporul Domnului. Din ciurul acela cu sita mai largă, făcea într-unul cu sita mai deasă și apoi într-una și mai deasă. Și am înțeles că la venit o vreme de cerere pentru fiecare dintre noi. Domnul a cerut să ne întoarcem cu toată inima și vremea hotărârilor noi în care să ne luăm hotărâri.